5 ani. Da. E, așa, pornim de pe dumneavoastră. Să zicem un pic de mai repede de tema. Așa. Deci tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Da, pentru acasă. Da, da. Și 12, de la pagina 157. 12, de la 157. Amin. Calculați ultima cifră a numărului. Calculați. Ultima cifră. Calculați. Ultima cifră a numărului. Ce mare e egal cu? Cifră. A numărului. Ce mare e egal cu? 2 la N, plus 4 la N, plus 6 la N, plus 8 la N. Unde N este număr natural nenul. N. Aparțin numerul natural de nenul. Și din estela. Estela, da. Un număr natural nenul, oarecare. Indiferent ce e bună. Să ne mă gândim să scop pe 2 la N în faptul comun. Da. Da. Eu mi-aș dori aici să vedem. Deci, ultima cifră acestui număr ne interesează, spui tu. Spune-mă, nu? Indiferent de el. Indiferent de el. Zi, Daria, că am văzut că ai indicat cum ai. Da, pentru că am vrut să le scrim de toate funcții de... De 2? Da. Nu putem chiar pe toate, că 6 l-am zis scris. 2 ori 3. 2 ori 3. 2 ori 3 totul la N, adică 2 la N, ori 3 la N. Bun. Și rezultăm de 2 la N, pentru că mă încerc, oameni... Dar e indiferent de N. Deci... Asta nu e greu, dacă dăm pe 2 la N factorul 1 nu facem mai nimic. Nu, dar haideți să luăm. Mergem pe concret. Exact. Ideea voastră, deci scoatem pe 2 la N factorul. Da. A fost inițiativă la amândouă. Am făcut asta și nu am rezolvat nimic. Hai să vedem. Mergem. Da, 2 la N pe lângă 1. 2 la N pe lângă 1. Plus 2 la N. Plus 2 la N. E corect 2 la N. Da, da, plus 3 la N. Plus 3 la N, da. Plus 4 la N. Plus 4 la N. Și mă uitam ce s-a întâmplat, avea. Și avem 2 ori ce? Și după asta, poate suntem blocați, nu? Și totuși, noi trebuie să facem greșițele ăsta. La aceste greșițe la teză, ce ai fi făcut ea pe teză? Cum ai făcut teza? Era greșițele la ce? Ce-ați fi făcut? Mare e nimic, eu aș fi făcut. Eu aș face N egal cu 1, inferit de 0, de exemplu. Aș fi făcut. După ce îmi dă, m-aș spune la 2. După nu pici. Da, deci aș fi... Asta aș fi făcut, sigur. Câțiva pași. E vorba de ultima cifră. Da. M-aș fi dus repede aici, la câțiva pași. Bun. Câțiva pași pentru... Nu? Știind noi o ciclicitate de cât? O ciclicitate de 4, m-aș fi dus măcar la 4 pași. Exact. Și nu m-aș dus la 5. Și să vedem ce sunt. Să repede. Știi, eu și atunci am fi altă așa. Eu așa și-am făcut. Nu stai, nu fac nimic, n-am nicio idee. Ba da. Ne avem destul de experiență și am spus că orice când suntem în fața unui ieșițiu, de acesta încercăm niște cazuri particulare. Deci, zi, te rog, pe N egal cu 1, ce rezultă? Dacă N egal cu 1 fie 2 la N... Ce egal cu 2 plus 4... Ce egal cu 2 plus 4 plus 6 plus 8. Plus 8 care este și ce egal cu 20. Acea 20, da? Da, 20. Mm. Deci, fizeală, la ce consumiesc. Am înțeles. Mm. Pentru N egal cu 2. Pentru N egal cu 2, să rămână C este egal cu 4. 2 la 2. 6. Hai să spunem așa, 2 la 2, plus 4 la 2, plus 6 la 2, plus 8 la 2. Și care va face? Care fac 4 plus 16. 4 plus 16 plus... 36 plus 64. Și acolo o să dea 20. Da, 100. Hai să facem mai ultima cifră. 20 și 20. 120. Deci facem cât? 120. 120? Da. Da. 120. Deci... Tot 20. 20, 120. Îmi place. 0, 0. Mai vedem. Mai vedem. E egal cu 3. Dacă e egal cu 3, o să fie C este egal cu 2 la 3-a. Plus 4 la 3-a, plus 6 la 3-a, plus 8 la 3-a. Și atunci ce o să fie egal cu 1? 8. Da, da, da.
Plus 36. Nu, 4 la 3. 64? 64. Eu zic 64. 64. 64. Plus, acolo o să fie 6. 6 ultim număr. 6. Plus 8, 2. 2, nu 2. Adică fostul se mulțește încă o dată. Eu zic 2, da, 64 ori. 4 ori, 32. 2. Da. Plus 2, de puncte 2. Și egal. Și o să fie ultima cifră 2 cu 0. Dacă ne adunăm cu aia, tot 20. 0. Chiar 20. Acum ați mai modificat 10. Deci ultima cifră. Eu nu cred că se mai spune 20. Nu am ultima cifră. Tot 0. Pentru că nu e egal cu 4. Ce se întâmplă? Ce o va fi? 2 la 4 plus 4 la 4. 2 la 4 plus 4 la 4. Plus 6 la 4 plus 8 la 4. Va face. Va face. 16. 16. Plus. Plus acolo o să dea 4 la 6. 6. 6. Cu 6 la sfârșit și următorul. Cu 6 la urmă. Rămâne 6 tot timpul aici. Și motorul este cu 6 la sfârșit. Și 6 la sfârșit, da? Și dă din nou. Ia. 16 plus 6. 6, 4, 2, 6, 4, 4, 2. Opa! Opa! Prima dată se schimbă. Se schimbă mai 0. Momentul ăsta. Deci face puncte, puncte, 4. Nimic. Profesor, am o idee. Putem să facem Ciumaien egal cu 5 și mai de ceva. Ciumaien egal cu 6. Așa, așa. Poate să schimbă de preiei de legi. Pentru N egal cu 5. Ce este egal cu 2 la 5 plus 4 la 5 plus 6 la 5 plus 8 la 5. Și face? Și face. 6, acolo 3, o să dea cu 2. 2. Că mulțim cu 6 cu 2. Da. Următorul o să dea cu 4. Următorul 6. Cu 6 și următorul cu 4. Cu 6 ori 8, 5, 6. Cu 6 cu 6. Care? Aici 6 ori... Da, 6 ori 4 și 8. Scuzați, cu 8. Da, cu 8 este. 8 și o să dea 20. Adică 0. 0. Da. Păi 8. 8 cu 2, iată 20. 4 cu 6, 10. Aha. 0 mă interesează. Deci, în momentul în care am început cu 5, 0. Oare cu 6 să fie 0? Adică aș vrea să văd, acum să începe 3 de 0 în 4. 3 de 0 în 4. Ia să vedem. Analizăm. Păi, facem că muncă. Păi, ai spus mai de vreme. E legat cu 6. Ce e să legat cu 6, o să fie 2 la 6. Plus 4 la 6, plus 6 la 6, 8 la 6. Acolo o să fie cu 4 la sfârșit. Deci vine cu 4. Următorul o să fie cu 6. Că e 4 ori 4, 6. Următorul o să fie cu 6. Și apoi o să vină cu 8 ori 4, 8 ori 8, 64. 4. Și o să fie tot 0. Am o să fie la 7. Am emoții. Și eu. Deci a fost 0004. 00. Dacă e tot 0 la 7. E egal cu 7. E egal cu 7. O să fie ce egal cu 2 la 7. Plus 4 la 7. Plus 6 la 7. Plus 8 la 7. La primul o să fie cu 6. Nu cu 8, cu 8. Nu scuzeți. Cu 8, cu 8. Deci primul o să fie cu 8. De ce cu 8? Pentru că e 2 la 8. 2 ori 4. Îmi vin că nu-ți da? 2 ori 4, 8. Apoi o să fie 4. E 4 ori 6. 6. Următorul cu 6. 6. Și următorul cu 2. Și următorul cu 2. Tot ca să se repete la 1 la 3. Ca e egal cu 3 se repete. Foarte tare. Da? Acum e finalul de emoții, dacă va fi cu 4. Acum, da. Ca e egal cu 4. Ia să vedem. Ia să vedem. Hai să vedem. E egal cu 8. Rezultă. Că ce este egal cu 2 la 8. 2 la 8, da. Plus 4 la 8, da. Plus 6 la 8, da. Plus 8 la 7. Plus 8 la 8, nu știu. Da. O să fie, apoi o să fie 6. Următorul o să fie tot cu 6. Următorul tot cu 6.
Iar următorul tur cu 6. E sigur? Da, pe 8, 2, 6. Da, 8, 2, 6. Cu 4. Excelent. Deci face. Așa este muncă făcută pentru noi, înseamnă că vedem o ciclicitate de 4. Ciclicitatea de 4 mă îndeamnă să mă întorc să văd ce numeralitate în discuții. 2, 4, 6 și 8. 4. Adică ciclicitatea lui 2 care e de 4 și mi se pare că al 8 care e de 4. Ciclicitatea cui e de 4? A lui 2, 3, 7 și 8. 8, da, da. Ciclicitatea acestora care a intrat în discuție, de, fiindcă 2 e prezent și are ciclicitate de 4, fiindcă 8 e prezent și are ciclicitate de 4, omoară ciclicitatea de 2, că 2 este divizor al lui 4. Deci ciclicitatea de 2 este inclusă în ciclicitatea de 4. Așa. Care și, de ultima cifră? Și atunci mi-e mă deamă să încep ciclicitatea de 4. Și pentru ei dădeau cele patru ipostaze. 4K, 4K plus 1, 4K plus 2, 4K plus 3 și 4K plus... Și 4K. 4K. Deci, atenție, faptul că se zizez în exercițiul, mi-aș fi dorit că am început să se zizați asta. Fiindcă intră 2 la și 8 la, este asigurată ciclicitatea de 4. Și din experiența care o avem la ciclicitate, nu există o ciclicitate mai lungă de 4. Și maxim 4. Da, e maxim 4. Și atunci trebuie să fiu îndemnat în exercițiu când mă apuc, să încep pentru noi un tip de 4, dar împățirea la 4. Da. 4K, 4K plus 1 restul 1, 4K plus 2 restul 2, 4K plus 3. Așa. Deci încep cazurile. Cazul întâi. Da? Cazul întâi. Caz întâi. N egal cu 4K. Deci N egal cu 4K. Atunci rezultă că 2 la 4K egal un număr lung și 2 la 4 și la 8K adică 2 la 4 are pe 6, nu? Unde avem? Mai 6, da? Deci egal cu numărul 2, ultima cifră, 6. Mă duc pe urmă și mă la 4K. Pentru 4 la 2, la 4K. 4 la 4K. 6. Este un număr din nou. Dar 4 la, mi se pare că am început să de 2. Da. Și, ca și cum ar fi, la 2K. La 2K. Corect, la reciprocitatea 2. De 2. Da. Și atunci când vii pe 4 la 4 la 4. Hai să vedem 4 la 4 ca. Ca să nu mai pierd timpul. 4 la 4 și la 8. 6 la 6. 6, da. Deci e egal cu puncte puncte 6. Că pierd timpul de așa. Exact. A zis ciclicitatea lui 4 inclusă în ciclicitatea lui 2. 2 sau... 6 e ultima cifră, 6 e diferent. 6 la orice putere, 6 la 4 ca. Va face pe de una. Și 8 la 4 ca. Așa. O observăm de așa. 2 la 4 ca. 6. Avem tot 6, da? Da. Și atunci, pentru cazul ăsta, numărul C va arăta așa. Pentru cazul ăsta. Da, da, da. 6 cu 6 cu 6 cu 6. Va arăta 6 plus puncte puncte 6 plus puncte puncte 6 plus puncte puncte 6 care face puncte puncte 4. Ultima cifră pentru cazul ăsta va fi ultima cifră 4. S-a rezolvat, da. În rest, pentru oricare altă o să fie 0. Să vedem. Pentru nu e egal cu 4 cu 1. Pentru nu e egal cu 4 cu 1. De tare așa trebuie să faci. Exact. Nu e egal cu 4 cu 1. Amen. 2 la 4 ca plus 1. 2 la 4 ca plus 1. Ca de la... Ia să vedem copiii. 2 la... 2 la 2. 2 la... 2 la... A întâlnit la copiii. Aaa, la ultima cifră. Deci 2 la 2. Adică ultima cifră. Adică 2. 2 la 2. Deci când e 2. 2. Apoi... 4 la 4 ca plus 1, dacă vreau. 4 la 4 ca...
Plusul, chiar așa pentru. Plusul va fi ultima cifră copii. 4? 4, ca și 4. La următoare și nu să-și la urmă 6 la 4, ca plusul va fi. 6, cu 6 la urmă 6 copii. Și 8 la 4, ca plus 1. Va fi 8. 8. Și atunci ce o arată? Un număr cu 2, cu 4, cu 6, cu 8. Un număr cu 2, plus un număr cu 4, plus un număr cu 6, 6 și plus un număr cu 8. Care îmi dă? Un număr cu 0. Un număr cu 0 la sfârșit. Bun, ștec. Acum pentru K4, K plus 2, trebuie să le luăm cu toate. Da, da, da. Pentru noi, noi iau aici în mine. Da? Da. Acum, dar se joacă de două, vedeți? K plus 2. Pentru mine, asta două se joacă între ei. 4 cu 4 ar fi 2 la 6. Te rog să mă... Da, am văzut exemplurile lui Iacob, acum să ne relatăm. Asta, asta e cazul general. Exact. Deci asta e locul discuția. Exact. Am putut intra în problemă. Chiar că urmăm ceva? Nu, lăsăm așa că... 2 la puterea 4 ca plus 2. Care ultima 3? 4. 4. 2 la 4 la 4, 4 la 4 K plus 2 va fi un număr cu 6. Cu ultima cifră? 6. 6, da. 4 K plus 2, K 2 la 4, la, la, corect. 4 la 2, 6. 4, cine urmează? 6. 6 la 4 K plus 2 egal cu ultima cifră? Numai 6 tot timpul. Da, 6 tot timpul. Și 8 la 4 K plus 2. Va fi un număr lung. Ultima cifră. Ca 8 la 2. Ca 8 la 2 și este numărul 4. Da, 8 la 2, 64, 4. Care și atunci CU va arăta. Ca puncte, puncte 4. 4. Plus puncte, puncte 6. Da. Plus puncte, puncte 6. Da. Plus puncte, puncte 4. Și observăm că ultima cifră este 0. 0. Da? Iată și acest caz de făcut. Pentru noi e egal acum cu 4 ca plus 3. Vom avea 2 la 4 ca plus 3. La 2 la 3 am deci 8. Da. 8. De punct de 8. 4 la 3 ca 4 ca plus 3 este egal cu 4 cu 4 la final. 4 la final. Da. Da, da, da. 4 la 64, da. 6. La 4 capul 3 este fără comentarii. 6 cu 6 la 8, 6. 6. Și ultima, 8 la 4 capul 3, 2. 2. 2. Și numărul ce va arăta? Și numărul ce va arăta cu puncte, puncte, 8. Plus 4. Plus puncte, puncte, 4. Plus puncte, puncte, 6. Și plus puncte, puncte, 2. Care va da tot cu 0 la sfârșit. Va fi un număr lung cu 0 la sfârșit. Iar numai că pentru că s-o parte exact, nu? Sau cum? Deci, datorită faptul că ciclicitatea am observat-o din exemple din 4 în 4, nu era cazul să facem asta dacă sesizați că apare 2 la n. Unul singur care impune ciclicitatea, dacă ar fi fost mai doi la el. Doi impune ciclicitatea din 4 în 4, unul și impunea ea din 4 în 4. Poate mai mult. Da. Cel care impune lungimea cea mai mare, acela îl luăm de masă. De ce am împărțit la 4? 4 cap, 4 capul sunt 4 capul. Ai înțeles, Daniel? Deci fiindcă e prezent, dacă ar fi fost numai 4 și cu 6, știi la ce ciclicitate mi-e la ce, David? La 2. La 2. Ok, sigur că... Pentru că 2 ori 2 dă 4 și 2 ori 3, 6. Nu, asta nu este motivul. Când ridicăm de 4... Pentru că 4 la orice putere este, are ciclicitate... Din 2 în 2 se repetă și 6 nu are nicio treabă. Nu are nicio treabă. Dar în atare are cuvântul de spus, este așa. Dar dacă ar fi fost numai 2 la a doua și 4 la a doua, 4 la el. 2 la el și 4 la el, ce îi dă ea ciclicitatea? Din câtă putere? Din 2 în 2. Din 4 în 4 copii. Că are 2 la orice putere, se repetă din 4 în 4. Ăsta e deșteptul să-i impune. 2, 3, 6, 7, 8. Adică l-au mai mic. Nu, nu, nu. Noi știm că ciclicitatea pentru 2 la el. Ultima cifra lui 2.
O să fie mereu 2, 4, din 4, din 2, din 4, 4. Din 4, 4 la 2, 3, 7 și 8. La 2, 3, 7 și 8. 7 și 8. E din 4, 4. Prezența unuia dintre aceste 4 în câmp. Aaa, și la 4. El îi impune. La 4 și la 9 e din 2 în 2. Exact. La 6 și la 5 e din 2 în 2. Că era ca la 9. Deci vezi tu, faptul că e prezent unul din acestea, deci din cele patru, e prezent acolo, el îi pune. Fie după mine, mă luați. Eu sunt de la puternic. Căci creștatea la mine este din patru. Ai înțeles? De ce luăm patru cap, patru capuți, nu patru capuți, dar și patru capuți? Aici au fost chiar doi care au impus. Și doi și opt. Da? Din cauza asta a trebuit să gândim pe el în patru ipostaze. 4K, 4K plus 1, deci 4K plus 2 și 4K plus 3. Ăsta e motivul. Deci, de eu nu... Să-l analizați mai atent cât mai de olimpiadă asta. Sigur. Eu nu aș fi abordat așa, dacă aș fi sesizat la bun început, nu era cazul să mai facem toate acestea. Le-am făcut pentru că am vrut să facem și un exercițiu concret când te afli în situația aceea dificile de nu pornești. Exact. Dar ai niște cazuri particulare. Nu-ți vine în minte. Că noi n-ai avut suportul teoretic. Uite, dar ți-ar da așa. David, ce ai face tu pentru a afla ultima cifră a numărului? A numărului chiar. A numărului C egal cu 242 la N plus 56 la N. Cum am fi ultima cifră a acestui lucru? Deci 242 la N plus 56 la N. Uitați-vă acolo. Nu la mine. Știi cum vezi? Da, da. Ați făcut mai aici în știință de lucrări? Da, da, da. Nu-i greu. Uitați-vă. Pentru că e același lucru, mai pus posibil și numere care sunt puține în aia. Păi de la zi. Adică la 5 publicitate. La 5 publicitate. 2 la N. Păi și la N și 6 la N. Nici nu mă interesa degeaba. Sau 6 nu mă interesa. 2 la N și 6 la N. Și 2 și 6 la N. 6 la N o să iubire cu 6. Și 2 la N care e din 4 în 4. Adică 2, 4, 8 și 6. Pe nu trebuie să-l prind din 4 ca. Da. 4K plus 1, 4K plus 2, 4K plus 3. Deci ești nevoit. Ăsta e restul de sufletele. Da? Ești nevoit să faci asta. Ați înțeles ce am vrut să spun? Deci, practic, tu, în clipa în care vezi în compunere acolo, un 2 la el la sfârșitul. Înseamnă că are 4. Deci, lungimea ciclului 2 la el, 4. Lui 3 la el. Da, lui 8, 7 la E și 8 la E. E din 4. Și atunci, da. Pe nu trebuie să-l surprinzi în variantele. 4K, 4K plus 1, 4K plus 2 și 4K plus 3. Și când domnul profesor sau undeva să dăm un număr, indiferent cât este de lung, voi la ultima cifra acelui număr vă uitați. Domnul profesor, vă dați 142 acum așa, ca să vă scoată un pic din mână. Nu vă dați 2 la E. Eu vă dați 242 la E. Dar voi la ultima cifră vă uitați. Sigur că da. Scrie-o profesor înainte, dacă nu te-o profesor. Un cât din numele să pun acolo, nu vă interesează. Prezentarea? Cam observat că nu analizați așa pe unul de domn profesor cu domnul număr. Și mă interesează primii ce din... Ce l-ați mai pus acolo în față? Exact. Nu interesează doi de acolo acolo să se joacă. Ultima cifră, da. Nu? Acelui număr o analizez. Ultima cifră acelui număr o analizez. Deci asta trebuie să fi înțeles voi la exercițiul ăsta. Asta a fost motivul pentru care am insistat atâta. Ce am învățat aia din exercițiul ăsta? Exercițiul am învățat să luăm numai ultima cifră cu numărul. Bun. Că numerele sunt din 4 în 4 și unele sunt... Nu, altceva. O ciclicitate. Deci, la 2, 3, 5, 3, 4. Nu ne mai duce, cum ai spus tu, nu mă pricep. Asta, deci, da. Prima problemă. Nu mă pricep, este cea mai proastă idee pe care vine în cap. Nu mă prănesc mai niciodată. Păi tocmai, analizați-o un pic. E cea mai proastă idee pe care o plățișate în capul lor. Nu știu. Exact. Asta e un anumit descrierului și el nu mai face nimic. L-ai blocat. Exact. Dar spun, hai să începem particular. Deci, încă ceva ați înțeles.
decât să spun, să mă uit și să nu încerc nimic, hai să vedem, pentru că nu e egal cu 1, 2, 3... Analizez, voi ce s-a întâmplat. Și câteva cazuri, de ce n-am? Și poate mă prind ceva. Eu n-am fost deloc împotriva ideii de a începe particularul. De ce? Exact. Pentru că asta e mesajul, ăsta e mesajul pe care l-am transmis. Corect. Hai să vedem și B. Fie e un număr natural de nul oarecare. Fie. Oarecare, da. Număr natural. Nenul. Bine, asta. Să cercetăm dacă numărul cercetăm. Egal. Cercetăm. Da. Dacă numărul D egal cu 2 la N. D, D, mine, da? Da, da. Da. D mare, domnule. D mare, așa. Suntem la B. D mare egal cu 2 la N. Deci 4 la N. Plus 6 la N. Plus puncte, puncte. Plus 2008 la N. Și aș vrea să fiți atenți să se leagă de primul. Este divizibil cu 10. Să arătăm dacă numărul ăsta se divide la 10. Vă dau răspunsul. 2 la N plus 4 la N, 6 la N plus 2 plus 8 la N. Și se divide la 10? Este ea. Eu spuneam, se divide, unele se divide și altele nu pe bun, când se divide numărul la 10? Când noi am zis, noi mai zicem că nu mai trebuie să facem frize. Și noi să avem de patru ori într-un număr 0 cu 0 la sfârșit. O dată 4 și apoi 9. De 3 ori cu 0 și o dată 4. Da. Când se împarte așa, așa aveam 4. De 3 ori cu 0 și o dată 4. De 3 ori cu 0 și o dată 4. Cum am analizat situația dinainte? Când era la 4K? Am înlocuit cu... E 4K plus. Când era la 4K, ne dădea 4 ultima cifră, domnul profesor. Așa, 4K plus 1, 4K plus 2 și 4K plus 1. Da, trebuie să fii foarte atent atunci. O să fie 4K plus 1, 4K plus 2 și 4K plus 3. La IEN, da? 2008. 2008 se ia ca 8. La... Da. Noi am avut ce sumă. Hai să ne amintim. 2 la N plus 4 la N plus 6 la N. 2 la N plus 4 la N. Plus 6 la N, plus 8 la N. 8 la N. Și mi-am dat 0 în 3 situații. Când am câte de arest. Da. Și asta când se împărțea exact 4. 4. Exact 4. Mă întreb, aș putea face echipe de câte 4? Trebuie să vedem. Păi, în patru, la 4, care dă? La 4? Care da. Dă, nu, în fapt, dă 504. Nu, 502, 502. Câți termeni are suma aia? 2008. De fapt, nu este să termeni are suma aia, David. Să zicem că nu este la el. 1004. La 1 ia. 1004. 2 plus 4 plus 6. 1004. 1004, da? De unde m-a făcut? 2 pe lângă 1. 2008 minus 2. Cum ai făcut? Am scris. 2 la N pe lângă. Lasă N. Să zicem că n-ar fi la N. 2 pe lângă. 1 plus 2 plus 3. 4. 1. A, 8 pe 2 facă comun. Așa. 1 plus 2. Și o numărat. Și o numărat. Și scoțim pe 2 în factor comun. Sau cum ai? Câte găsit? 1004. 1004. Dar depinde ce face. Mi se pare interesant că o primă problemă care apare în exercițiu este asta. Încercăm să reducem problema la problema anterioară. La punctul A. Ieșitul la punctul A a fost superb. Că am văzut în câte cazuri mi-a venit mie. În câte cazuri mi-a venit 0 la asta? 3. 3 cazuri. Și-o dată 4. Și acel 4 vei vedea ce face. Dar mie spune, acum spune, dacă voi fi pus în situația să fac echipe de câte 4, vreau să dați astăzi seriozitate maxim că sunt de olimpiadă, voi sunteți copii isteți și puteți. Haideți. Chiar acum e bine. Da. Deci... Maxim. Atenție multă. Zic așa. Dacă am baftă, să am până la sfârșit un număr de termeni care să permite să fac echipajele de 4. Și se pare că am 1004. Și se pare că am 1004. Care se parte la 4. Și trebuie să fac aceste echipaje 10. Dacă ar fi N să fie la a doua, noi am avea 2 la a doua 4, plus
plus 16, 20 ar fi cu 0 la 10. Păi da, am analizat noi, că dacă facem echipaje de câte 4... Primele 4. Uite, nu am făcut exercițiul de urmă. Uite un pic. Am avut exercițiul. Atenție! Punctul de... Să leagă de punctul A. Ia uitați-vă, când am dat el în caz particular, uitați-vă pe care e pe votul ce a scris. Uitați-vă, când l-am dat în caz particular, uite, l-am dat n egal cu... Așa, am scut echipul de 4 și avea 20. Deci avem pe 0. Când el a fost 2, unde-i dat? Aici. Când el a fost 2, ne-a dat tot 20. La sfârșit, tot 0 la sfârșit. E excelent, da? Am făcut echipajele astea de 4. Când a fost 3, ea mi-a dat 20, domn profesor. Și când a fost 4, aici s-a dat 4. Aici mi-a dat 4 la sfârșit. La 4, de 4, la 4, ca am zis, nu? Acum mai am o problemă și îmi pare să vă ajutați. Vreau să vă ajutați într-o situație dificilă. Deci ar urma plusul la 2 la 4. Plus cine urmează? Plus 2 la N. Ei, cine urmează? Plus 9 la N. E 2 la N. 10 la N. 10 la N. Plus. Cine mai are la N? Plus 12 la N. Plus 12 la N. Plus 16 la N. Da. Plus 16 la N. Plus. Plus. 18. Mai scrie un echipaj? Să-l scrii și pe urmă. Plus 20 la ea. 20 la ea. 22 la ea. Stop. Oare se leagă cu ăsta? Deci dacă m-aș duce chiar și până aici, aș fi în situația anterioară, dacă vreau și pe 10 la ea? Da. Că 10 la 8 putere face un place pe 0. Aha. Deci, în clipa în care mă hotărăsc să iau câte 5, în echipaj câte 5, îmi spun așa, în condițiile astea, am șansă să spun că acela nu va infecta, ci vor fi în 3 variante câte 0 și urmează ultima variantă care îmi vine mie probleme. Da, dar nu vă vedeți numărul de teme. Câte 5 nu mai întâmplă, da? Bun, atunci, merg câte 4, că ăsta oricum nu contează oriunde ar veni el. Fie că intră în grupa asta, fie că intră în grupa aceea, 10 la orice putere, e nu mai. Da, sunt într-un deficit. Sunt, că, eu dar cum știu. 2, 4, 6 și 8. Eu am nevoie de 2, 4, 6 și 8. Nu-i nimic. Asta hai să vedem așa, câte 5. Hai să lăsăm câte 5 în grupă. Să lăsăm de 5. Pentru că sunt 11 0 și mereu să fie 2, 0, 4, 6, 0. Și de ultima grupă care rămâne aceea, de-o fi de 2, de-o fi de 3. Putem să facem 104 la 5, 104. 1004 la 5 și în locul 4 teme. Da. Taman ăștia care mi-i trebuie. Deci, 2, 4, 6 și 8, adică 2002, 2004, 2006, 2008. Și atunci, povestea este foarte bine. Da, luăm câte 5, ca să nu ne încurci de la... Deci, luăm câte 5, ultimul echipaj, nu ne câte 4. Da, mă, ăla, care nu-i trebuie. Deci nu suntem supărați. Și dacă la 4, că profesor aflăm ultima cifră, cred că și încă toate celelalte grupe vor da 0, aflăm ultima cifră la ultimele 4 și vedem dacă se împart la 10. Corect. Dar noi știm că într-un caz avem o suferință. Numai într-un caz, dar când e la 4 caz, dă 4. La 4 grade de 4, da? Și acum ar fi vorba de câte 4 ani? 2008. Câte 4 grade vom avea? Deci, prima dă 4. Adică câte grupe vom avea? 4. Păi, dar eu fac de 5 până vă, da? Da. Deci 1000 împărțit la 5, 200 de grupe vor fi. 20. Plus ultima grupă de 4, asta care le-ntrebi. Da. Și 200 de grupe de 4. Deci 201. De 4. 201 de 4. Și dacă sunt 201 de 4, dacă ai fost mai 200 de 1, de 100 cu 4, cât ar veni? 204. 201. 104. Dacă ar fost mai 200, ar fi fost 800. Tot 0, nu? Că 4 plus 4 plus 4 plus 4 a fost 0 și cazul ăla. Da, în 4 tot rămâne. Și acum suntem treci din 4 acela. Să vedem dacă nu putem scăpa de acela. De-aia să îi împărțim la 4 și să lăsăm 10 la N, 20 la N,
30 la ani. Dar n-am nicio influență. Da. Și oare câte grupe facem așa? Câte grupe vom face? Ia să vedem. Sunt 1.400 de elevi, am stabilit asta. Da, și noi avem 10, 20, 30, 40 care sunt nou. Atenție că în clipa asta, dacă nu vreau pe 10 la el în discuție... Nu știm cât e... Noi, pe o lungime de 10, nu? Ca și când am încadrat de la 2 până la 2, 4, 6, 8, 0, iar 2, 4, 6, 8, 0... Ca să știm de câte ori avem, 10 la el, 20 la el, 30 la el, dar nu puteți rămână? Deci câte 10 am avea, atâtea grupe de ce să le facem. Facem 10 plus 20. Cât la trebuie? Adică tot la 5 vreți să-i împartă? Adică... Nu... Dacă împărțim tot la 5, pe cine să-i împărțim la 5? Pe 200... Pe 1.400. 1.400. 1.400 împărțit la 5 de 500. 200. 200 împărțit la 5 de 200 de 4, adică... Dar chiar și împărțit la 4, domnul profesor. 2.400. 1.400 împărțit la 4. 250 de grupe, deci de 4. Da, dar atunci, în grupurile celea, nu mai sunt 2, 4, 6 și 8. Apare și una... Dar nu se scot separat ăștia. 10 la aien, 20 la aien, 40, 50. Ca și cum aș fi împărțit la 5. Și nu țin cont de 10 la aien și... Dacă îi fac la 5, atunci atâta lideră. 200 și din 200. Și rămâne ultima grupă. Și rămâne ultima grupă de 4. Ultima grupă de 4. 2. Până la 8, da, da. Un grup de 4. Și acum vine 4 plus 4 plus 4, 4 de 2, de 2. Bine, dar trebuie doar să cercetăm dacă numărul ăsta este divizibil cu 10, să cercetăm. Ah, dar nu spune să se arate. Să cercetăm? Da. Bun. Acum am dat. Problema noastră. Problema noastră, că ăsta cea din cauza 4, ăsta nu e divizibil cu 10. Am avut impresia că... Noi trebuie să arătăm. Trebuie să cercetăm, dacă e. Nu este. Prin care recalculăm patru, că nu rămânea rest, era, pentru că era 0 plus 0 plus 0 plus 0. Da. Și acum e 4 ăsta care o să dea cu 4 la sfârșit. Și chiar că are 20.000 de 0, tot cu 4 o să fie. Da. Dar să știți așa că... În baza ieșiții de mai înainte, spunem că o să facem echipaje de câte 5, da, cu 10 la pentru discuție. Și atunci o să analizăm cazul. Cazul 1. Caz 1. E egal cu 4 K. Da, e egal cu 4 K. Da, hai să urmășim. Deci dacă e egal cu 4 K, atunci D va arăta așa. D egal cu 2 la 4 K plus 4 la 4 K plus 6 la 4 K plus 8 la 4 K și plus 10 la 4 K. 8 e echipă. 10, că după 2, 4, 6, 8, 10, da? Plus următoarea echipă. 12 la 4 K plus 14 la 4 K plus 16 la 4 K plus 18 la 4 K plus 18 plus 20 la 4 K. Este a doua trupă, a doua echipaj. Și pus să rămâne departe, ultimul echipaj pe care l-am, e 2 la... cât? 2 la 2000... Nu, e 2002. Da, da. Da. 2002, tu vrei să puneți? 2 la 4 K plus 2004 la 4 K și plus 2006 la 4 K și plus 2008 la 4 K. Da? La 4 K. Întrebarea este, câte echipe? Prima echipă este asta. A doua echipă este asta.
Și asta a câte echipe este în final? A 1004. Este a 1004? Nu, echipa a zis. E a 200. A 201. Nu. Ba da. Păi dar am împărțit la 5, nu? Da, păi 2008 împărțit la 5. A, dacă mai e... E... Nu 2008, 1004, că ele sunt câte... 1004. Sunt 1004 termeni în toată suma aia, 1004. Deci noi dăm factor cum ai spus voi mai devreme un 2. Pe 2 și rămân 1004 termeni. 2 plus 3, 1004 termeni. Și 1004 ăștia termeni am împărțit la 5, grupe de câte 5, zice domnul profesor. Și am făcut 200 de grupe de câte 5. Deci în prima, a doua, puncte, puncte. 200, deci aia e 201. Asta e 200. 200 la grupă și aici este 200... 201. 201. Grupă. Ultima grupă, da? Da. Bun. Și atunci, avem aici, egal cu, din studiul anterior, când era ultimul de 4, ca... Ca. Era ultima cifră 4. Deci egal cu număr lung, echipajul ăsta, da. Cu 4. Plus un număr lung, 4. Plus cea mai departe. Plus un număr lung, 4. De câte ori este luat ăsta? Da, unul până la 200. De 200 de ori. 200 de ori. Număr lung, 8. Da? Și plus, plus, ultimul echipaj, care e tot cu 4. Un număr lung. E 2, 4, 6 și 8. Deci o rulă lung cu 4 la sfârșit. Facem 200 plus 4. Atunci ar veni 201 de al de 4. Da. Deci egal cu 201 ori 4. Mai. Și va face... E, 804. Deci va fi 201, hai să scrim așa, 201 ori un număr lung cu 4 la sfârșit. Adică 201. 201. 201. Ori 4. Face un număr, 4 la sfârșit. 4 ori 4, da? Da. Și iată că rezultă că în cazul acesta, pentru n egal cu 4K, nu se divide. Deci n egal cu 4K, nu se divide la 10. Deci se divide și pe la 10. Nu se divide la 10 în cazul ăsta. În rest, în toate celelalte se divide. Și acum, pentru n egal cu 4K plus 8. Nu, da, și licitate de doar, zici, cercetați. Uite, am cercetat, pentru asta nu se divide. Să știi că ne putem opri aici. Da. Este ce este ca un model să nu meargă. Exact. Fiindcă am constatat că pentru 4K nu. L-am mers, da. Nu m-am treabă. Deci gata. Eu sunt obligat să te fac. Deci acolo că nu mai... Dacă nu cei de 3 merge, dar am scuzat, dacă pentru ăsta nu merge... Pare rău să dați pe toate. Exact. Și în cazul ăsta, ca să fie fost așa. Așa că primele să mergi pe celelalte, să știți. Deci este suficient? Așa asta analiză. Mai insist o dată. Deci, în la punctul A, am cercetat... 2 la N plus 4 la N plus 6 la N plus 8 la N. Și am văzut noi prezența lui 2, care are lungimea de 4. Și asta mi-a impus să îl iau el în 4 variante. 4K, 4K plus 1, 4K plus 2 și 4K plus 3. Când am cercetat cele 4 cazuri, am constatat că de fiecare dată obțin Dumnezeu, că excepția unui caz, când nu e egal cu 4K. Da. La nu e egal cu 4K. A, și mi-ai putea să dă seama că deja era 4K și nu se poate deloc. Păi nu, dar trebuia să vedem câți de al de 4. Că dacă i-a fost numai 200, fost bine. Atunci s-ar fi împărțit că 200 ori 4 făcea cu 0 la sfârșit. Da. Asta chiar că sunt de olimpiade și de analiză, adică de lucru, nu foarte. Deci, dar voi sunteți capabili să le înțelegeți. L-ați înțeles pe primul, da. Înțelegeți și pe ăsta. Al doilea nu am înțeles. Odată ce în trei situații de 0 la sfârșit, și într-una de 4, înseamnă că nu ar fi rezolvat. Și era important să vedem cât de 4. Exact. Da, dacă ar fost 5 grupe, atenție, dacă ar fost 5 de grupe, de al de 4 adunat de 5 ori, făcea 0 la 5. Exact. Dar vedeți că am avut 201 grupe. Exact. Faptul că n-a fost un multiplu de 5, ca 5 ori 4 să fac 20, am avut 201 de ale 4 și 4 plus 4 plus 4 plus 4 de 201. Tot 4 de la sfârșit. De la sfârșit tot 4. Și atunci nu se divide. Deci, atent. Foarte, foarte important a fost să sesizăm că numărul grupelor este
de 201 și n-am șanse datorită faptului că 4 luat de 201 la sfârșit respect tot 4. Da. Acum, care sunt datele? 16? Nu. 13. Nu mai e Olimpiadă, doar profesor, doar. 13. Păi, s-a vrut un test acum. Am înțeles, 13. Pentru prof online. Da, da, da. Era un dat, acum aveți că e doar un profesor, acolo. Da. Asta vreți, să vă duci acolo? Da. Na, să vedeți, bă. Ia să te vedem, David, vedem că bine te spate asta. Da, pentru că mă întrebat, dar ce faceți acolo? Da. Și am arătat că ai dus profundul, prindea foarte frumos. Da? S-a întâmplat lumea cât vine de spate, așa, învață bine să fie bun. Să uiți pe film și mai vezi odată pe două, trebuie să fie foarte profesor. Și stai aici, să știi că sunt... Să doar ție, să-ți dea asta. La toată clasa, da? Nu mai dai să știi să-l fac. Da. Deci foarte clar, Davide, o să înțelegi ce înseamnă filmul. Pentru că acum ai înțeles un procentaj. Dacă revezi filmul și faci stop, ia să mă duc la bucata asta, ce vrea să spun profund. Și vei povesti și celorlalți cât de bine ai înțeles tu după ce urmă filmul. Trebuie. Da. Deci, să mergem și cu scadele. Arătați că numărul A mare e egal cu... Da, bine, ca să știu cum te simți. A mare e... Da, da, Daria, Daria. Profităm de faptul că avem astfel de chestii. Sigur că da. Tu știți, trebuie să profităm, adică suntem un mânecaț complet și valorificăm șansa asta. În sensul că ne-am ridicat ștacheta astăzi. Exact. Da? Arătați că numărul A mare e egal cu 8. Este minutul 13, la care mă gândesc de 7. Azi. A mare e egal cu 2000 la puterea 0. Plus 2001 la puterea 0. 2001 la puterea... Deci 2000 la puterea 0. Așa, bă. 2001 la puterea 1. Plus 2002. Plus 2002 la puterea 2, bineînțeles. Plus, ce mai departe, plus 2009 la puterea 9. La 9. A 9. Așa. Plus un 2. Așa. Este multiplu de 10. Egal. Multiplu de 10. 10, adică se divide la 10. Asta. Adică 10 oriceva. Să la aducem noi în formare, da? Ia să vedem. Poate, poate. Zi, da, așa. Apoi să spun așa cu ultima cifră. Pentru că înăuntru acolo noi știm că o să fie... Deci amare. Să jucăm în Davide. Amare este egal cu... Amare este egal cu... 1 plus... 2001... La întâia? 2001... Plus... acolo să fie numărul lung și foarte, chiar foarte lung. Da. Cu 4... Nu, 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 stai cu 2. Nu cu 4. De ce nu cu 4? Deci, cu 4 la sfârșit. Așa, da. Cu 4 plus. Plus, plus așa, așa, așa mai departe. Plus un număr lung cu un număr la vă spun sincer, cred că e cu 1 la... Nu, nu, că e din 2 în 2. 9-1 și nu ne grăbim. Cine a venit? 3 la 3, care va fi un număr bun. 3 la 3 care fi un număr bun. 3 la 3, 27. 7 la 3 și 7. Cu 7 la 3. Apoi fie 2 la 4 la 4. Nu, da, 4 la 4 care e 16 ori 16, 36 cu 6 la 3. E bine? 4 ori 4, 16. Deci, 4 din da, câte cât se repetă, din 2, în 2, 4, 4. Și 4 la putere, da, 6, 6, 6, 6. Deci, puncte, puncte, 6, 6, 5, clar, 5, 5, 5, și apoi tot așa la 6, la 6, 6, numărul 6, 7, la 7 o să fie 7 la 7, 7 la 7, adică 49, 7 la 7, no. Da? Care 7 la 4, 3. Adică este 3. La 7 la 3. 3, da. 7 la 3, care este 9 ori 7? Nu. Nu, e 9 ori 3. 9 ori 7. 7 ori 7. 7 ori 4. 49 ori 7. Care e 93, este 3. Deci puncte, puncte, cu care ai. O, ce interesant. 8. 8 la 8. 8 la 8, egal și mai spune 4 ori. 4 la
8 la 4 la 2. Este chiar și 4 spune 8 la puterea 2 ori 4. Adică 4 la 4. Și ar fi fost 8 la 4. Mă rog, nu. Nu se termină în 4. Ia să vedem. Nu în 4. 8 la 2 au 8. Eu nu știu foarte bine. 8 la 2, 8 la 6, 4. 8 la 3. 8 la 3, 64. 4, 8, 32. 32. 8 la 4, 6, 6. 6. 6. 6. Da. Să vedem la lecția ta. Să nu ți-am fost aici. 8 la 3, 8. 8 la 2, 8 la 64. 64. 8 la 3, 8 la 4, 2. 8 la 4, 2. 2. 2, 7, 8, 9, 4, 8, 9, 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 și mai avem și plus un 2, domn profesor, mai avem și... Vine cu un ajutor cu 2. Exact, vine cu un ajutor cu 2. Păi avem un număr care se termină în 0, încă unul care se termină în 0. Care vezi cu care se termină în 0? Păi 4 cu 6 se termină în 0. Mai bine calculează acolo. Da, el a 10. Da. 7 cu 3, 10. 10. 1 cu 9. 1 și cu 9. Deci iau 1, 1 pe de aici, da? Și cu 9, acolo 10. 8, n-am 8. Haideți să vedem ce urmă. Avem câte echipaje? 3 echipaje. Da. 30. Și mai avem 1. Facem, deci 0, acel nu mă interesează. A, pute cu ghezele am folosit. Deci nu mă interesează 30, 0 sunt. Aha. Deci avem 5 și cu 6. Și cu 6. 11. Și cu 2. Și cu 6. Da, mai avem 6. 54, 54, un 4 și cu 6 e cu 10, da? 0. Da. 7 și cu 3 e cu 0. 1 și cu 9, 0. 10. Și acum adălum ce a rămas? 2. 2 și cu 6, 8. Și cu 6, 14. 9. 10 și 20. 50. 50 în capă, 0. 0. Deci egal cu un număr lung. Cu 0, fără care este divizibil cu 10. Da, zi de la? 10. 10. Adică este motivul de 10. Este motivul de 10. Hai să vedem ce ascunse ghișițul ăsta. Este de aceea ascuns faptul că noi ne-am găsut așa de multe numere, ne știu să punem, adică asta am venit, noi așa multe numere, încă trebuie să calculăm noi alte, să facem o sumă, da? Uite, nu, mi-a Miruna, Daria, sunt foarte multe numere, sunt 10 doar. Asta ne-am gândeam și noi deja. Nu sunt multe numere, ce sunt mai 10. Nu sunt 10. De ce? Ca de la 0 la 9 sunt 10 și am și eu 2. De la 0 la 9 sunt 10 al asta valitarea. Dar important, a fost ultima cifră. S-au urmărit ultima cifră. Ultima cifră a acestor numere. Asta a fost jocul. Așa că uitați și voi. Vă duceți ultima cifră. Asta a fost mai la îndemână. Mai da. Mântean un pic decât celălalt. Așa că 14, domn profesor, că mai avem. Te rog. Arătați că numărul P mare egal cu P mare B B egal cu 1 ori 2 plus 2 ori 3 plus așa mai departe plus 100 ori 101. Ce s-a mai făcut? Ei, totul într-o paranteză minus 5050. Totul asta, da? Da, 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 5050 poate fi scris ca suma pătrată. Poate fi scris ca suma pătratelor a 100 de numere naturale. Poate fi scris ca, ca suma pătratelor a 100 de numere naturale. Ce ați face voi în fața acestui exercițiu? Mama, pe suma pătratelor a 100. Am mai făcut o numără pare bine. Dacă la asta ne referi. Suma pătratelor.
a 100 de numere naturale. Adică suma pătrată la 100 de numere naturale, adică A la a doua plus B la a doua, știi ce zic, nu? Adică 1 la a doua plus 2 la a doua, adică plus B la a doua, adică cum ar fi A plus B, plus 4 la a doua, plus 5 la a doua, plus 6 la a doua, plus 100 la a doua. Cum ar fi un număr la 100, totul la a doua, nu mai pus numere diferite. Păi stai puțin. 5050, ce știți voi copii? 5050, că este 1 plus 2 plus 3 plus 5 plus 6 plus 100. La 100, la 100, la 100, la 100, la 1 la 100. Atunci este jumătatea lui 10.100. Ce v-aș gândi, dar profesor? Aș vrea să facem paranteza. Dar profesor, 100 ori 101 e 5050. Ba nu. Ba da. 100 ori 101? E 5050? 100 ori 100 câte? 1000. 10.000 e 1000, adică scuze. 150 aia, profesor? 5050. Da, profesor? Paranteza aceea o să fie cum e... Da, mai dar mulți seama acolo cu numărul de aur, făceam chestii. Dar nu se referă la asta. Nu ziceți că am văzut. Vedeam câți termeni are. Păi are 100 de termeni, de la 1 până la 1. Da, dar păi, nu are 100 de termeni, așa? Dacă are 100 de termeni, 100... 100. Putem să facem... Hai să nu ne întrebim, să ne gândim. Cum? Vrem să facem... Faci 100 ori 101 plus 3 și să... Cercăm ceva, nu? Mizăm și pe faptul că... Aici în 5050, eu din experiența care o am, știu așa că 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 100, fac 100, fac 5050, așa fac, da? Da. Adică fac 5050, visez, dacă aș putea lucra pe aici și aș așeza, și ar veni plus 5050 și un minus 5050. Păi să nu mai paranteza aia. Nu, vreau să fac acolo mai ieși suma 2 plus. Hai să vedem, nu mai paranteza aia să lucrăm. Să vedem unde ajuns, da? Să vedem dacă... Hai, paranteza, 1 ori 2 plus 2 ori 3. 1 ori 2 plus 2 ori 3. Plus 3 ori 4. Plus 3 ori 4. Plus așa mai departe, plus 100 ori 101. Vă dau acum mai răspunsă și pe care... Egal cu... Acum că dau răspuns, că nu vreau suma să ai 20 de minute. Atenție multe, visez ca din asta să apară 1 plus 2 plus 3 plus 100. Ca să poți fi scat, care știu că fac 5.500. Așa, care se va reduce 5.500. Și să rezulte pătrate perfect. Exact. 1 la 2, 2, 2 la 3, 6. Mă, nu strică. 2 la 3, nu 6, Davide. 2 la 3 e. 2 la 3. Dar nu strică, măi, sunt mulțime. Păi ce faci 67 ori 68, ce faci? Dar profesor, pe acolo nu ți-ați consumele 1 plus 2 plus 3 plus 4. Nu se vezi ce vine acum. 2 plus 3 plus 4. Uitați-vă un pic la domnul profesor, amândoi. În loc de 3 cu 1 plus 1. Asta era tot secretul și în loc de 3 scriu 3 plus 3. 2 minus, nu, scriu 4 minus 1. Eu zic să scrie 2 plus 1. 2 plus 1. Și în loc de 4, 3 plus 1. Dar să vedem de ce 2 plus 1. Haideți să vedem de ce era domnul profesor. Ia să vedem. 2 ori 3. Eu zic că este 2. Să scoate pe 2 plus 1. Da. Să scoate că nu e factorul plus 1. Când aplic distributivitatea lui 2, vine de 2 la 2, plus 2 ori 1. Adică plus 2. Când iau ori 3 ori 4, 3 ori 4, am să scriu că e egal cu 3, pentru că 3 plus 1. 3 și va fi egal cu 5, cu 3 la... 3 la 2. Plus, vă zic. Plus 3 ori 1. Eu dau plus 3. Plus 3 ori 4. Pe 1 ori 2. Hai să mă duc la și la asta. Să scriu 1 ori 2. Egal cu 1. Pentru că 1 plus 1. Plus 1. Care face 1 la 2. 1 la 2. Plus 1. Adică... Iată ce deșteaptă. Dar dacă facem suma de pătrate perfecte care ne cere și vor fi 100, vă zic eu, și plus 1, 2, 3, 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 5, 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 5
5 plus 1 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 5
100 plus 1. Plus 1. Care m-a face? 100 plus 1. Plus 100 plus 1. Plus 100, da? Plus 100. Și acum mă duc și fac treaba asta. Deci, în loc de suma... Cine scriem? 1 ori 2 scriu ce? Pe cine scriem locul 1 ori 2, Daria? 1 ori 2, 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 plus 2 la a doua. Hai, 2 la a doua plus 2. 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 Și scrie să faci. Da, 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 hai, David. Deci. Apoi 3 la a doua plus 3, 4 la a doua plus 4. Plus 3 la a doua plus 3 plus 4 la a doua plus 4. Și plus puncte, puncte. 100 la a doua plus 100. Plus 100. Și ce mai avem noi? Și minus în continuare 5.000? 50. Așa că exercițiu. Și egal cu, hai să-i după pe ăștia, 1 pătrat plus 2 pătrat plus 3 pătrat, 1 pătrat, ții? Așa de la aici o să fie de 100 de ori întotdeauna apoi de la care zic, pătratele pe fiecare trebuie 100. Plus 100 la pătrat, plus 1, plus 2, plus 3, plus puncte, puncte, plus 100. Și minus 5.050. Și face în final suma pătratelor ăsta plus 5.050 plus 5.050 minus 5.050. Asta fac 0 și rămâne egal cu 1 pătrat plus 2 pătrat plus 3 pătrat plus 100 pătrat. Și am demonstrat că acest număr poate fi scris ca suma pătratelor a 100 de numere naturale. Suma pătratelor. Mame, că toată suma asta înseamnă că e 100 de pătrate pe 50. Nu! Nu, 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 e o sumă de pătrate perfecte. Este o sumă de pătrate perfecte. Sunt 100 de... Asta a fost de exercițiu foarte fain. Dar mai avem două. Da. Unde a fost unde a fost manevra? Aici a fost manevra că a trebuit să ne dăm seama. Urmăriți un pic, chiar o să fiți și voi încântați, nu numai să dumise afară, ci din cozare. Rămâneți că e foarte interesant. Nu spuneți asta. Nu, profesor, poți să spun eu? O pic. Vezi? Te grăbeai, te grăbeai să cam vezi suma aceea. Nu. Am uitat la ceva. Altceva. Ce mi-a atras mie atenția de ghișițul ăsta? Faptul era 5050. Și 5050 e suma aceea, 1 plus 2 plus 3. Și deci asta înseamnă că puteți să fac prozdia și să, când o scad, să reduce și să rămâi pătrate perfect. Și atunci am obligat ochiul, repede, pe 2, să scriu ca 1 plus 1. Pe 3, ca 2 plus 1. Ca să fii și pătratul perfect? Să fii și pătratul perfect, frate. Și 1 plus 2 plus 3 plus 4. Ceea ce vreau să obțin, ca să am o sumă până la 100, ca să o scad la gen. Din 5.500. Deci, chestia de finețe este că... Foarte da. Da? Chestia de finețe este asta, că mă prind. Dar, repet, mi-a trage atenția minus 5.050. Care știu că e suma în Gauss, 1 plus 2 plus 3 până la 100. Vreau să și scați. Și da. Am vrut să vă invit să analizați cu atenție astfel de ieșiții, pentru că îți oferă o stare de bine încă în timp. Da, când ne prindem. Astea sunt frumoase, pentru că da, neapărat. Da, ce foarte mult, că de fapt ce trebuie poți să scrii că 1 la 2 plus 1 și după 100 de părți să-ți vină ideea. Da, foarte mult. Dar ideea nu vine de lucru. Da, minus să facem repede. Suma a 3 numere naturale este 1015. 1015.
Sumatra. Sumatra e numere naturale. A trei numere naturale? A plus B plus E, egal 1015. Dacă din fiecare număr se scade același număr, deci suma am redus X. Deci A plus B plus C. Deci A plus B plus C egal 1015. 1015. Dacă din fiecare număr se scade același număr, se obțin. Deci A minus X. A minus X. Este egal 15. B minus Y. B minus X. Este egal cu 132. Și C minus X este egal cu 346. Dar așa simplu. Care plângere pe numere? Poți să spun păi pe A pot să scriu ca X plus 15, pe B pot să scriu ca X plus 132 și pe C pot să scriu. Așa. Deci așa de repede, da? A egal cu 15 plus X. B egal cu 132. Da, nu știu dacă. Și C egal cu 300. 46 plus X. Și de-acum înlocuiești și îmbătezi. Da, asta merge. Da. Haideți și aici ca să ne ajutăm. Da. Câte zerouri are la sfârșit numărul? A mare egal cu... Asta îl poate spune. A mare egal cu 1 ori 2 ori 3. Ori 3. Ori, pur și simplu. Ori, puncte, puncte, ori 60. Ori 60. Câte zerouri are? Hai. Ia să vedem. Și acolo 60 îl avem pe 5. Pe 2, pe 5 și pe 2, deja am un 0. Pe 10, îl am pe 15 și pe 12, care încă mai am dau. Nu, câte dau? 15 ori 12, tot așa un 0. Apoi îl avem 30. De ce mă obosesc cu 15 ori 12? 5 ori 2. 5 ori 2. Am nu mă interesează. Apoi 5 ori 2, apoi hai să ne luăm pe la 10, nu? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 6. Deci când mulțim un 0 de la primul 10, un 0 la 20, un 0 la 30. Sunt 20, 20 de 0. Hai să vedem. 20 de 0. 6. 6 zerouri avem noi o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De la 10. De la 10. Acum 2 ori 5. Câți de 2 ori 5 avem? Câți de 2 ori 5 avem? Da, bine. Dacă avem 6 grupi. În prima echipă, de la 1 la 10. De la 10 avem o dată. Avem un singur 5. O dată, o dată, o dată, o dată. Deci numărul de 5 cu 2 sunt. Da, da, da. De 6. Câți de 5 sunt? De 6. Câte un 5? Fiecare e un 5. Și tot 6 de 2. Tot 5 la 1 la 10. Da.